Aș dori să mai citesc încă o dată doar un singur verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Acest verset face parte din textul pe care l-am citit când am început acest mesaj, dacă nu greșesc, în urmă cu 2 săptămâni. Mesaj care l-am pus sub titlul Adevăruri care nu ne plac. Un singur verset citim din acest pasaj, deși că vom face referință la mai multe. Versetul 21 din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 15, cuvântul spune așa: Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Mesajul acesta l-am început data trecută și am ajuns doar la primul punct. Am arătat la început că există 3 adevăruri despre lume prezentate în acest text. Primul e faptul că lumea va urî pe cei credincioși, asta este sigur și e ceva ce nu ne place, dar așa este. De asemenea, în al doilea rând, am amintit faptul că lumea, termenul lume, se referă aici la oamenii necredincioși, oamenii fără Dumnezeu. Și în al treilea rând, al treilea adevăr despre lume, este că lumea l-a urât pe Iisus prima dată. Deci nu este un lucru nou ca copiii lui Dumnezeu să fie urâți de lume, pentru că lumea l-a urât chiar pe Domnul Hristos și am dat pasajele biblice. Apoi, am spus că sunt 4 adevăruri care stau la baza respingerii noastre de către lume, care de fapt sunt motivele pentru care lumea ne urăște. Lumea, fără Dumnezeu, urăște copiii lui Dumnezeu. Așa ne arată Sfânta Scriptură și asta este de fapt și experiența noastră în cea mai mare parte. Primul motiv pentru care lumea ne urăște este faptul că noi nu suntem din lume. Noi nu suntem din lume. Versetul 19, Evanghelia după Ioan 17:16, 2 Corinteni 6:17-18, faptul că noi suntem o făptură nouă, transformați în mintea și în inima noastră, înnoiți, făpturi noi, care trăim pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru adevărurile sfinte, asta ne separă de lume, chiar și termenul de biserică. În limba originală, în limba greacă, eclesia este un cuvânt format din 2, eka, leo. Eka, leo. Cei chemați afară din, cei scoși afară din, cei care sunt separați din, de unde? Din lume. Termenul în sine de biserică descrie poporul lui Dumnezeu care a fost ales și chemat și separat de restul lumii ca să slujească lui Dumnezeu și să trăiască pentru Dumnezeu. Noi fiind afară din lume în sensul acesta, suntem urâți de restul lumii. Al doilea motiv, continuăm mesajul în seara aceasta, pentru care lumea ne urăște, este faptul că lumea ne identifică cu Hristos, Domnul. Când se uită la creștini, când lumea se uită la creștini, când lumea are de-a face cu creștinii, lumea identifică pe credincioși, pe creștini cu Hristos, cu Domnul lor. Și ăsta este un motiv de ură. Li se spune creștini și ni se spune creștini pentru că suntem urmași ai lui Hristos, pentru că ne identificăm cu Hristos, creștini de la Hristos. Fapte 11:26, uitați ce spune cuvântul aici. Și când l-a găsit, l-a dus la Antiohia, un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Până atunci li se spuneau ucenici, până atunci li se spuneau cei de pe cale, dar aici, pentru prima dată, li s-a dat numele de creștini pentru ca să îi identifice.
în mod specific să se știe că aceștia se aseamănă cu Hristos, îl urmează pe Hristos, se identifică cu Hristos. Și motivul pentru care lumea urăște urmașii lui Hristos este pentru că l-a urât pe Hristos mai întâi și pentru că noi suntem identificați cu El. El, Hristos, se identifică cu noi, fraților. Deci identificarea este reciprocă. Noi trebuie prin viața noastră să ne identificăm cu Hristos, dar Hristos însuși se identifică cu noi. În Fapte, capitolul 9, versetele 4 și 5, este pasajul în care Sfântul Pavel, dar care pe atunci era Saul, se întâlnește cu Hristos pe drumul Damascului. Cuvintele folosite de Domnul Hristos însuși au fost: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pentru ce mă prigonești? Saul, imaginați-vă, Saul nu îl prigonea pe cel care îi se arăta. Cum adică? Cine ești tu, Doamne? Dar eu n-am treabă cu tine. Cine ești tu? Eu mă duc la Damasc ca să leg și să pun în închisoare pe cei care se duc pe cale, pe cei care s-au separat, pe cei care sunt eretici. În mintea lui așa gândea Saul. Cine ești tu că eu te prigonesc? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Răspunsul Domnului a fost: eu sunt Iisus Hristos pe care tu îl prigonești. Tu prigonești ucenicii, tu prigonești urmașii mei, dar când îi prigonești pe ei, tu mă prigonești pe mine. Observați că Hristos, Domnul, se identifică cu credincioșii, cu copiii lui, cu urmașii lui. Dacă cineva se atinge de biserica Domnului Hristos, de cine se atinge? De Domnul Iisus Hristos. Dacă cineva blasfemiază, dacă cineva blastămă, dacă cineva vorbește de rău, dacă cineva insultă, dacă cineva se luptă împotrivă, dacă cineva strică biserica, cine este biserica? Trupul Domnului Iisus Hristos. Hristos, Domnul, se identifică cu biserica și noi ne identificăm cu El. Și când lumea se uită la noi, ne tratează, reacția lumii față de noi este aceeași cu care au avut-o față de Domnul Hristos. Deci este ceva natural. Dacă lumea l-a urât și îl urăște pe Hristos, va urâ și pe cei care îl urmează pe Hristos. E o chestiune logică. Când noi suntem identificați cu Hristos, atunci lumea ne urăște. Pentru că lumea este alergică, permiteți-mi să folosesc termenul acesta, lumea este alergică la numele lui Hristos. În Fapte 4 cu 18 și în 30, în 33, ucenicilor li s-a interzis să vestească în numele Domnului Iisus Hristos. N-au avut treabă cu învățătura lor, au avut treabă cu numele lui Hristos. Vă dăm drumul, dar să nu mai vorbiți în numele Lui. Și aici, în versetul 21 pe care l-am citit la început, vă vor face toate aceste lucruri pentru ce? Pentru numele meu. Întrebarea se pune: trăim noi în așa fel încât să fim identificați cu Iisus? Ne identificăm noi cu Iisus prin viața noastră, prin umblarea noastră, prin valorile noastre, prin trăirea noastră, prin vorbele noastre, ca să fim identificați cu Hristos? Niciodată nu cred că a fost în lume o mai mare criză de identitate ca acum. Acum oamenii nu mai știu ce sunt și cine sunt. Și nu știu cu cine să se identifice. Că și adevărurile imutabile, lucrurile stabile care au existat pentru viață și pentru om, și astea se clatină. Dacă era simplu
înainte cu și cu 20, 30 de ani, aș putea să spun, 40, 50 de ani, 100, 1000 de ani. Era foarte simplu pentru cineva să spună că e bărbat sau femeie, că e român, că e ungur, că e neamț, că e francez, că e american, să spună că e creștin sau că e musulman sau că e budist sau că are o altă religie. Numai cu câțiva ani în urmă era foarte ușor pentru oameni să se identifice, să spună cine sunt și ce sunt. Acum s-a creat o confuzie așa de mare în lume că copiii și tinerii să nu mai știe ce sunt, cine sunt. Nu mai știu cu ce să se identifice. Am și râs, dar mi-a venit și să plâng când am văzut un scurt videoclip. Chiar acum, nu știu cât e de real sau dacă e doar o scenetă, că nu poți să crezi tot ce apare și tot ce poți să accesezi, ori pe YouTube, ori pe TikTok, nu poți să crezi tot. Și nici nu știi ce e adevărat și ce e doar un scenariu, o scenetă, un teatru. Dar a fost foarte interesant, cel puțin să portretiza, să prezenta așa, că era un polițist care a oprit pe cineva pe marginea drumului, nu se spune din ce cauză l-a oprit, dar era clar că scria poliție și era din statul California și i-a cerut actele de identitate și bărbatul bărbos de 300 de pounds spunea că nu are acte de identitate pentru că el se identifică ca pisică. Și bine, povestea e lungă, vă spun, e de râs și de plâns. Până la urmă polițistul a zis: dacă n-ai acte de identitate, îți convine să te arestez, te duc la un animal shelter, îți dăm niște vaccine anti-rabies, o să facem și neutering or speeding, depinde cum te identifici, așa, și apoi cel de lângă tine care spune că e proprietarul tău o să plătească $70 și să te scoată afară. Răspunsul celuilalt a fost: eu n-am $70, îmi pare rău. Cum te identifici? Cum se identifică lumea asta? Să nu mai știe ce e bărbat, să nu mai știe ce este femeie, să nu mai știe ce este copil, să nu mai știe ce este animal. Să trăiască într-o astfel de confuzie. Uneori mă trezesc dimineața și zic: lumea a înnebunit. Lumea a pierdut controlul. Și nu numai că a nebunit lumea, o să fim mâine, poi mâine și noi obligați să fim nebuni ca toată lumea. Că dacă nu accepți toate nebuniile astea, înseamnă că nu știu ce ești, rasist, și mai se pune miso înainte, cu 1001 de cuvinte noi care s-au inventat. Te bagă într-o categorie, într-o cutie, ca să te simți tu rău. Tu ești cel rău. Tu ești problema în societate. Că nu poți să fii de acord sau să accepți orice. Ce este clar pentru noi, frați și surori, este că lumea va urî pe credincioși, pentru că credincioșii se identifică cu Mântuitorul lor, Iisus Hristos. Și eu zic: Domnul să ne ajute să trăim așa încât să reflectăm pe Cel care ne-a mântuit și pe Cel care domnește. Să ne cunoaștem identitatea noastră și pe pământ și în ceruri, și din punct de vedere pământesc și omenesc, și din punct de vedere spiritual. În al treilea rând, lumea nu îl cunoaște pe Dumnezeu, de aceea ne urăște. Așa spune versetul 21, partea a doua. Pentru că ei nu cunosc pe Cel ce m-a trimis. Lumea urăște pe credincioși pentru că nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Oamenii care nu îl cunosc pe Dumnezeu nu pot să iubească pe cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Lumea poate îl cunoaște pe Dumnezeu din auzite, au auzit că există. Vorbeam cu cineva mulți ani în urmă și a zis: măi, trebuie să recunosc că ceva există, ceva în afara acestui univers există, trebuie să există o putere, o forță, o ființă, ceva supranatural trebuie să existe, că altfel nu se poate explica nimic
din lumea asta. Pentru că e așa de imensă. De unde a început lumea? Cum a început lumea? Trebuie să existe ceva. Dar nu-i suficient atât. Noi credem ceea ce spune Biblia și noi am intrat într-o relație personală cu Hristos, cu Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3, ascultați ce frumos spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Aici e secretul vieții veșnice, în cunoașterea lui Dumnezeu. Și noi spunem în baza cuvântului lui Dumnezeu și a experienței proprii că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, chiar că mai avem mult de cunoscut, dar îl cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod personal. Lumea nu-l cunoaște și pentru că nu-l cunoaște, lumea va urâ pe cei care îl cunosc pe Dumnezeu și pe cei care îi slujesc lui Dumnezeu. Dacă l-ar cunoaște pe Dumnezeu, lumea ne-ar iubi. Observați că ăsta e lucru care se întâmplă de fiecare dată când un om se întoarce la Dumnezeu. Poate când vine la biserică pentru prima dată, vine cu rețineri. Poate când vine la biserică pentru prima dată, vine doar adus de un prieten, vine forțat, adus de părinți. Dar după ce se întoarce la Dumnezeu, după ce se întâlnește cu Hristos, după ce își predă viața în mâna Lui, după ce deschide inima și sufletul, așa cum spune Apocalipsa 3:20, iată, eu stau la ușă și bat, dacă deschide cineva ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Adică Domnul Hristos este pregătit să intre într-o relație personală și simbolizează lucrul acesta printr-o ședere la masă. Domnul este gata să intre în ușa inimii fiecăruia care o deschide. Noi am trăit această experiență și ori de câte ori un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu își deschide inima și spune da Domnului Hristos și îl primește prin credință și se pocăiește și se căiește, are parte de iertare, are parte de har divin, dintr-o dată îl iubește pe Dumnezeu și începe să iubească pe toți care îl iubesc pe Dumnezeu și slujesc Domnului. Dacă poate la început ai venit forțat la casa lui Dumnezeu, acum vii cu drag. Acum e o plăcere să fii aici. E o plăcere să te rogi. E o plăcere să cânți. E o plăcere să asculți cuvântul lui Dumnezeu predicat. E o plăcere să te întâlnești cu frați și surori și să-i saluți și să-i îmbrățișezi și să-i binecuvintezi pe toți. Ce mare har să-L cunoști pe Dumnezeu. Lumea ne urăște, de ce? Pentru că nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și apoi, în al patrulea rând, lumea ne urăște pentru că e confruntată cu păcatul ei, tocmai de către biserică, tocmai de către Evanghelie, tocmai de către credincioși. Pentru că noi atâta vreme cât avem libertate, dar și dacă n-am avea, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie predicat. Lumea ne urăște pentru că noi expunem păcatul lumii. Pentru că noi acuzăm păcatul. Pentru că noi condamnăm păcatul. Pentru că noi atacăm păcatul. De ce? De asta se ocupă Evanghelia. Evanghelia conține mesajul acesta. Păcatul este groaznic, este ofensă adusă la adresa lui Dumnezeu. Așa de grozav, așa de teribil e păcatul, încât Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră ca să moară El pentru păcatele noastre, pentru ca noi să fim salvați. Și atunci păcatul trebuie arătat, păcatul trebuie dovedit, păcatul trebuie scos în evidență. Păcatul trebuie judecat și condamnat. Lumea este dovedită vinovată prin Evanghelie. Ioan 17 cu versetul 8. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei l-au primit, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut
că tu m-ai trimis. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne convinge pe noi, care ne vorbește nouă și este cel care condamnă pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și pe cei păcătoși. Evanghelia acuză, Evanghelia identifică, Evanghelia scoate în evidență. Și ori de câte ori vom vorbi împotriva păcatului, împotriva răului, ori de câte ori vom vorbi împotriva faptelor rușinoase la care ia parte lumea fără Dumnezeu, vor fi trei reacții. Poate că sunt mai multe, dar trei reacții sunt biblice. Există trei reacții ale lumii când lumea este confruntată cu păcatul. Prima e o stare de dezinteres. Prima reacție, dezinteres și nepăsare. Asta am descoperit-o în Fapte 17:32, când apostolul Pavel predică în Atena și iată ce spune cuvântul aici. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Predicarea Evangheliei s-a terminat cu învierea morților. Până acolo au mai rezistat ei cumva, dar când au ajuns la învierea morților, a zis: asta e prea mult, e prea de tot, o să te ascultăm altă dată. Și l-au lăsat în pace. Nu l-au legat, nu l-au bătut cu nuiele, nu l-au împroșcat cu pietre. I-au zis: data viitoare când mai treci pe la noi, să ne mai povestești lucrurile astea. O stare de nepăsare și de dezinteres. Așa se întâmplă cu o categorie de oameni care vin la casa lui Dumnezeu, care citesc Scriptura, care aud predicându-se Evanghelia și ei spun: mi se pare că e ok, dar nu-i pentru mine. Pentru cine vrea să creadă, pentru cine vrea să o accepte, e ok, dar pentru mine nu se aplică. Nu-mi vorbește mie. Stare de nepăsare și dezinteres. Asta e una din reacțiile oamenilor care ascultă Evanghelia. Și știu că ați avut de-a face, de atâtea ori ați vorbit cu oameni și oameni care poate au recunoscut și au zis: dacă pentru tine e bine, eu te respect, e frumos, dar eu sunt cu ale mele, eu sunt cu altele, eu nu accept. Pentru tine e ok, dar pentru mine nu. Stare de dezinteres și nepăsare. A doua reacție este ura, despre care vorbim în seara asta. Cazul lui Ioan Botezătorul, Matei 14:3-4. Irodiada, nevasta lui Filip, care trăia cu Irod. Ioan Botezătorul i-a confruntat și a zis: nu este îngăduit să treci cu nevasta fratelui tău. Nu ți-e permis lucrul ăsta, asta e păcat. Care a fost reacția celui care trăia în păcat? O să am grijă de capul lui Ioan Botezătorul. Am să îi scurtez înălțimea lui Ioan Botezătorul să fie numai până la umeri. Și așa s-a întâmplat. Martirul Ștefan, în Fapte 7:54, când ei au ascultat predicarea lui Ștefan, ei au auzit aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrișneau din dinți împotriva lui. Pot să predici Evanghelia și oamenii să scrișnească din dinți, îi taie la inimă, se enervează, se supără. Cum să predici împotriva adulterului? Cum să predici împotriva avorturilor? Cum să predici împotriva alcoolului? Cum să predici împotriva altor fără de legi în care trăiesc oamenii? Că oamenii se jignesc. Cum să predici împotriva homosexualității? Cum să predici împotriva lesbianismului? Cum să predici împotriva la all this gender identity craziness? Cum să predici împotriva la așa ceva? Că se jignesc oamenii, se supără oamenii, îi taie la inimă, îți gata să-ți dea în cap, îți gata să te omoare. Și cu Ștefan chiar asta au făcut. A doua reacție a lumii față de predicarea Evangheliei este
ura. Lumea urăște tot ce aparține lui Dumnezeu. Tot ce zidește Dumnezeu, lumea vrea să dărâme. Bună oară, Dumnezeu zidește familia. Dumnezeu a creat familia. Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Și a făcut ajutorul potrivit. Dumnezeu este cel care a creat prima instituție pe fața pământului și prima instituție a fost familia. Și a binecuvântat Dumnezeu, i-a creat parte bărbătească și parte femeiască, n-a fost confuzie, n-au fost 3, n-au fost 4, n-au fost 50. A fost un bărbat și o femeie care împreună să procreeze și să aducă următoarea generație și în felul acesta să se perpetueze rasa umană. Așa a rânduit Dumnezeu, așa a creat Dumnezeu și Dumnezeu până în ziua de azi zidește familia. Dacă tu ești soț și soție și ai copii, a fost prin voia și planul lui Dumnezeu și mulțumește-i lui Dumnezeu. Dacă ai un bărbat credincios, dacă ai o soție credincioasă, dacă ai copii credincioși, dă slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu a instituit familia, Dumnezeu zidește familia. Cine caută să o distrugă? Lumea caută să distrugă familia. Lumea caută să desfințeze familia. Și se desfințează familia prin multe metode. Redefinindu-se familia, știți foarte bine că acum familia nu mai este soț, soție și copii. Acum familia poate să fie orice. Și când familia poate să fie orice, asta înseamnă că familia e nimic. Când roșu reprezintă orice culoare, înseamnă că nu mai e nicio culoare. Roșu este o culoare pentru că identifică culoarea roșie. Dar dacă de mâine roșu va fi orice culoare, ce culoare va fi roșu? Orice culoare, asta înseamnă că înseamnă nimic. Roșu va însemna nimic. Când familia poate să fie orice, asta înseamnă că familia va fi nimic. Familia nu va ști nimeni ce este. Așa cum alte lucruri nu mai știe nimeni ce este. Lumea distruge familia. Lumea distruge familia promovând păcatul. Că se promovează păcatul. Și intimitatea între băieți și fete înainte de căsătorie. Ce se întâmplă cu asta? Asta aduce avort și asta aduce o cruce în plus peste familie, care distruge mai târziu familia. Și ăsta e motivul pentru care mulți nu se căsătoresc. De ce să te căsătorești dacă poți să ai intimitate înainte de căsătorie, dacă nu-i nevoie de căsătorie? A fost o vreme când intimitatea a fost exclusiv familiei, vieții de familie. Și oamenii au trebuit să se căsătorească și pentru motivul ăsta. Și a fost normal și a fost și este de la Dumnezeu. Nu-i subiectul în seara aceasta, dar lista este lungă, cum lumea caută să distrugă familia. Dumnezeu o zidește, diavolul și lumea vrea să o distrugă. Și noi trăim momentele acestea în zilele noastre. Noi ne rugăm și credem că ce zidește Dumnezeu va rămâne în picioare. Și familia va rămâne în picioare. Biserica este a doua instituție pe care Dumnezeu a creat-o în ziua de Rusalii. A născut-o la Golgota și a botezat-o în ziua de Rusalii. Dumnezeu este cel care zidește biserica. Hristos Domnul a spus, eu îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea birui. Biserica este a lui Hristos, biserica o zidește Hristos, pentru biserica a murit Hristos, pentru biserică va veni Hristos a doua oară. Lumea caută să distrugă biserica și este o listă lungă de tentative ale lumii, de metode pe care le folosește lumea ca să distrugă biserica. A treia instituție este Israelul, poporul Israel, statul Israel, Dumnezeu l-a creat. Alte popoare s-au format, tot cum a rânduit Dumnezeu, dar Israelul e un popor special. Ce face lumea? Caută să-l șteargă de pe fața pământului. Și sunt proteste și în America, și sunt proteste de la tineri și oameni care habar n-au de istorie, care abar n-au de geografie, folosind expresia from the river to the sea,
expresia from the river to the sea înseamnă de la râul Iordan până la Marea Mediterană. Acolo să fie șters tot. Păi tocmai acolo Israelul. Israelul e între Iordan și Marea Mediterană, acolo Israelul. Și acum sunt proteste ca de la river și până la sea poporul Domnului să fie șters. Dumnezeu zidește. Cine ține acest popor care e așa? E așa de mic la număr și are o suprafață așa de mică. E doar cât de la, probabil, de la Prescott și până la Tucson. You know, pe o lățime de câteva maile. Atât e tot Israelul. Și n-are loc, atâta loc nu are pe fața pământului. Dar Dumnezeu ține Israelul în picioare. Tot ce zidește Dumnezeu, lumea și diavolul vrea să dărâme. E ura din partea lumii. Și apoi a treia și ultima reacție când omul este confruntat cu păcatul e pocăința. E pocăința, asta e dorința noastră. Rugăciunea noastră este când oamenii aud Evanghelia să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință, pentru că asta este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu este nici pedeapsă, voia lui Dumnezeu nu este nici rușine, nici blestem, voia lui Dumnezeu este binecuvântare și viață veșnică prin iertarea pe care omul poate să o primească prin jertfa lui Hristos. Iubiți frați și surori și toți care, cei care ascultați Evanghelia, voia lui Dumnezeu la auzirea acestui cuvânt sfânt este pocăința. În Fapte 2:37, cuvântul spune așa: după ce au auzit ei aceste cuvinte, cuvintele rostite de Petru în prima predică, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Asta e reacția omului care se întoarce la Dumnezeu. Aude Evanghelia, crede Evanghelia și spune: fraților, ce să facem? Și răspunsul este: pocăiți-vă, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu pentru noi este să ne întoarcem la El, să-L iubim pe El și să-I slujim Lui. Lumea ne urăște. Nu așteptați dragoste din partea lumii. Nu așteptați să fim îmbrățișați de lume. Niciodată nu ne vom potrivi cu lumea numai dacă lumea se pocăiește. Și șansele sunt minime. Nu e imposibil, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Noi ne rugăm pentru America, ne rugăm pentru România, ne rugăm pentru vestul Europei, ne rugăm pentru Israel, ne rugăm pentru țările unde copiii lui Dumnezeu sunt prigoniți. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă treziri spirituale. Asta nu se poate realiza numai prin întoarcerea oamenilor la Dumnezeu. Frați și surori, să nu cerșim, să nu așteptăm și să nu pretindem iubire din partea lumii. Să nu facem lucrul ăsta, că nu se va întâmpla niciodată. Noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, să slujim lui Dumnezeu. Lumea își are mersul ei și diavolul este cel care stăpânește această lume. Noi am intrat sub autoritatea lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu. Ne facem și noi partea în această lume. Ne facem și noi partea. Ne rugăm, predicăm, mergem la vot și când mergem la vot, votăm valorile noastre, ceea ce conștiința și Scriptura ne spune și căutăm și ne rugăm și cerem de la Dumnezeu oameni temători de Dumnezeu care să conducă lumea aceasta. Și dacă ar fi mai mulți oameni temători de Dumnezeu și iubitori de Dumnezeu care să conducă lumea asta, lucrurile ar merge mai bine. Dar să nu avem mari așteptări de la lumea asta, dar să avem mari așteptări de la Dumnezeu care lucrează. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și fratele Tică Ulici va face încheierea.